Hei, bine ai venit! De data aceasta vom avea în discuție culoarea neagră. Negrul din tub este indicat să-l folosești sau nu? Sau ce variantă avem să pictăm umbrele obiectelor în tabloul nostru? Cum vom putea obține acea umbră naturală și cum tabloul nostru poate deveni mai profesionist? Să ieșim din anonimat cu el. Haideți să vedem practic. Pentru a demonstra cum interacționează negru cu celelalte culori, voi folosi galbenul, care este cel mai elocvent. Aici folosesc un negru de Marte. Este un negru care este destul de plăcut. De ce? Din cauza că negru în compoziția lui intră așa, umbră arsă și albastru. Însă albastru în negru, de exemplu negru de fum pe care eu îl ocolesc foarte tare, albastru este cam în proporție de 60%, peste 50% din compoziție. Iar la negru de Marte, albastru este puțin mai redus. Și chiar și așa, atunci când îl amestecăm cu galben, vom obține, în loc de o umbră caldă, plăcută, naturală, vom avea acest verzui. Și iată cum îl diluez aici cu galben. Facem o sferă. Este chiar un verde neplăcut. Și e de ocolit lucrul acesta. De asemenea, și atunci când vom picta culoarea pielii, vom face și demonstrații pe viitor despre cum obținem nuanțele pentru piele. Este foarte indicat să nu folosim negru. Haideți să facem și o umbră lăsată, să arate mai frumos. Aceasta este varianta, și așa va arăta, ca și nuanțe, atunci când vom folosi negru din tub. Dacă ai negru de fum sau alt fel de negru, probabil că efectul va fi și mai dramatic, mult spre albastru. La ce folosim negru, totuși? Pentru că îl avem în tuburi, eu am folosit Classico, negru de Marte. Îl putem folosi când pictăm ceva de genul alb-negru sau pictăm ceva abstract, unde este la liberă alegere cum anume vei folosi negru. Totuși, este indicat să folosești astfel încât pata ta de negru să nu devină o gaură neagră. Lasă impresia asta de gaură în lucrare. Acum vom merge pe cealaltă variantă și anume să ne compunem noi, să ne formăm noi un negru. Avem burnt umber și albastru ultramarin. Când folosești albastru, folosește-l pe cel mai închis, permanent să fie, sau ultramarin, albastru de Prusia. Nu folosi albastru ceruleum sau cobalt, pentru că deja au un pic de roșu, cobaltul, da? Are un pic de roșu în el și nu va ieși chiar negrul dorit. Haideți să amestecăm. Iată, vom face o proporție după buna noastră plăcere. Cum vreau să-mi iasă negrul. Iată, este mai mult burnt umber decât albastru și-l amestec. Nu folosesc de data asta pentru această demonstrație să adaug ulei de in sau terebentina. Este de preferat să evităm terebentina din cauza toxicității ei. Foarte mulți pictori o evită din cauza că s-au ales cu alergii. Iată, acum avem un burnt umber mai închis,
dacă îl vreau mai negru, adaug albastru. De cele mai multe ori, când ajung la stadiul acesta, sunt destul de mulțumită, pentru că atunci când juxtapun cu alte culori, îmi iese în evidență negru. Haideți să facem amestecul. Galben. Și iau din acest negru. Nu-mi place, este verzui, înseamnă că am pus destul de mult albastru în el. Adaug burnt umber. Ce rezultă din acest experiment este faptul că acest burnt umber este vedetă atunci când vorbim despre a umbri ceva. Este de neînlocuit și trebuie neapărat să-l aveți în paletă. Iată aici când ajung să-l deschid, avem o umbră naturală, frumoasă. În natură, noi negru nu-l avem așa cum există el în tub. Fiecare suprafață, de exemplu, haideți să vorbim despre o pânză albă. O pânză albă, acolo unde este umbrită, nu avem amestecul negru din tub, ci ea împrumută de la obiectele din jur, de la lumina, fie de apus, de răsărit, lumina de neon, tot felul de nuanțe, și este o varietate. De exemplu, ne imaginăm că se învecinează cu ceva roșu și astfel obținem o bogăție în pictură. Iată o sferă rapid realizată. Așezăm și umbra lăsată cu negru pe care l-am obținut. Există, iată, naturalețe în cea de-a doua sferă. De foarte mult timp nu mai folosesc acest negru, negru din tub, ci îl amestec și obțin eu, cât îmi convine mie, gradul de albastru din negru. În partea de sus voi folosi o grilă prin care voi demonstra cum arată negru format din burnt umber și albastru, și îl voi dilua spre burnt umber, care poate fi folosit la umbrire așa simplu, cum este el. Da? Voi adăuga treptat burnt umber în negru. Pur și simplu în pensula deja cu negru adaug burnt umber. Așa. De aceea se spune că nu este nevoie decât de 5 culori plus burnt umber și ai toate varietățile de nuanțe din acestea. Adică roșu, galben, albastru, alb și burnt umber. Acum poți adăuga pe paleta ta și alte varietăți de pigmenți care vor îmbogăți, după cum ai tu referința și ce vrei să pictezi, va îmbogăți tabloul tău. Dacă acest video îți este util și te ajută în demersul tău artistic, te rog să te abonezi, dă un like, poți apăsa și butonul cu clopoțelul și ne vedem pe data viitoare cu alte informații despre pictură.